că datul bebelușului este un proces foarte traumatizant pentru părinți. Dacă o faci pentru prima dată, căci pe urmă ai o plăcere de nedescris. Dacă respecti cele 10 reguli de aur și sunt simple și să ai totul pregătit. În vlogul de azi vom încerca să studiem cele 10 reguli de aur pentru băița unui bebeluș. Frecvența băiței. De regulă, bebelușul trebuie scăldat de 2, maxim 3 ori pe săptămână. Oricum, în fiecare zi, noi avem grijă ca bebelușul nostru să fie curat, mai ales atunci când îi schimbăm scutecul. Cădița bebelușului! Baia bebelușului o facem într-un lighean, în chiuvetă sau într-o cădiță specială. De exemplu, pe care o avem noi, pe care astăzi o vom folosi pentru prima dată. Dar nici de cum nu scăldăm copilul în cada noastră, pentru că acolo este prea mult spațiu și nu vom putea controla mișcările copilului. Mami, dar ce cu cădița asta mică? Unde va încăpea apa? Este o cădiță extensibilă, care se ridică și apoi punem apa. Tati, vino te rog și ne arată cum. Da, am luat o cădiță care să fie compactă și să nu ocupe mult spațiu, pentru că vom putea lua cu noi când plecăm undeva cu mașina. Asta o scoatem ca să vă arătăm ce face această cădiță. Are suport, piciorușe, uite așa, și plus la aceasta, ia priviți cât de adâncă este. Hop! Wow, parcă e un lift, tati! Da! Și un lucru foarte important pe care îl are este termometrul. Mereu vom putea să monitorizăm temperatura apei din cădiță. Wow! Și aici ce arată, tati? 27 de grade? Da, de joc, mă rog, acum e temperatura din încăpere. Și ca orice cădiță specială pentru copii, are și o fantă de evacuare a apei. Ia priviți! Tati, dar până a folosi cădița, tu știi ce trebuie să faci cu ea? Hai, te rog! Până a face băița, cădița trebuie să fie spălată foarte bine și dezinfectată cu soluție de spirit. Tati, ține săpunul! Îl folosim și spălăm foarte bine pe la toate încheieturile, pe unde poate să intre murdărie. Privește, tati, că apa deja s-a și murdărit. Sigur, trebuie dezinfectat după asta. Și îl gătim abundent cu apă, ca să nu rămână nicio urmă de detergent. După ce am spălat cădița, o punem aici. Tati, dar ce este aceasta? Prima oară văd așa ceva. Este suportul pe care va sta bebelușul nostru ca să nu alunice în apă. Se prinde din trei părți. Așa. Într-adevăr, uite ce stabilă este. Și toate, nu va trebui să o ținem cu mâinile? Desigur că nu este nevoie, pentru că are trei centuri de siguranță din trei părți. Noi așezăm cădița pe un suport, pe o măsuță, ca să fie cât mai comod nouă și celor care vor participa, vor asista la scăldătoare, să ne fie cât mai comod și să nu obosească. Perioada zilei. Fiecare alege perioada zilei pentru a face băiță atunci când vrea. Familia Melimi de regulă fac băiță bebelușului seara, pentru ca Mihaela să doarmă mai bine noaptea. Important să ai timpul necesar, să nu te grăbești și să o faci cu mare plăcere. Apa din cădiță. La început vom lua apă călduță cu găleata, dar ulterior, după indicatorul termometrului nostru, vom turna câte un pic apă rece. Turnăm apa caldă să vedem ce arată termometrul nostru. Mulți se întreabă câtă apă trebuie să fie în cădiță. Torni cât vrei! Da, să nu fie prea mult ca să nu ajungă pe la orichiușe și să nu fie prea puțin ca să nu înghiți bebelușul. Tati, mi-a adus apă? Da, desigur. Să fie destul, dar nu prea mult. Mami, dar fii atentă că suportul acesta prutește pe apă. Nu o să ridice pe Mihaela. Dar priviți atent aici la termometru! Este prea fierbinte, mă duc să aduc apă rece, pentru că temperatura apei în cădiță trebuie să fie de la 35 până la 37-38 de grade. Noi vom face să fie mai călduță de temperatura corpului. Înainte, când nu erau termometri pentru apă, temperatura apei se verifica cu cotul. Uite așa, se băga cotul în apă și dacă simțeai că este fierbințică apa,
Cum e, Melisa? Fierbinte, așa. E torn aparece. Așa, ușurel. Deja scade la 40. Și tot așa, și tot cade și cade. Totuși, de câte grade vom face? Vom lăsa la 40 de grade. Până vine Mihaela, până se dezbracă, apa un pic se mai recește. Și dacă nu va fi destul de răcorită, vom mai adăuga apă rece. Fie apă fierbinte dacă va fi deja prea rece. Dar cu cutul chiar simți dacă e bună apa. Luăm un căpăcel de sare, de baie. Tati, am citit că pe lângă sare de mare mai are și diferite plante, dar și tărâțe. Zero, ulei, mami, da, știi de asta, am e citit. E foarte bună. Vom vedea, pentru că Mihaela are un pielea un pic cam uscată și vedem cum ajută. Wow, cum arată! De fiecare dată, noi folosim infuzii de mușețel. Iată aici avem pliculețele și chiar infuzia noastră. Însă atenție, pentru că această infuzie colorează obiectele în care se toarnă, încăperea și produsele de igienă. Temperatura în încăperea în care scalzi copilașul trebuie să fie de la 23 până la 28 de grade Celsius. Noi avem 24 și 5. Pe o masă separată vom pune prosopul cu glugă, pelincuța în care vom scoate bebelușul după scaldat și desigur măsuța moale în care vom schimba pe Mihaela și tot aici îi vom face masajul de după baie. Am adus și haine curate. Aici avem un body foarte frumos și un costum de anul nou. De fapt este o pijamă cu căciuliță, șosete și un scute curat. Eu am adus trusa de îngrijire. Mami, știi ce să facă cu ea? Ia priviți câte sunt aici! Perie, foarfecă, pieptene și altele! Iar eu vin cu produsele pe care le vom folosi în timpul scăldatului! Ce ai, mami, aici? Am multe! Sare de baie, discuri cu vată, burete, bețișoare pentru urechi, ulei pentru masaj și, desigur, soluție fiziologică. Fără ea nu se poate în casa noastră. Pe acestea mă duc să le dezinfectez până am face băița. Sunt noi. Câte de tare și s-a făcut moale, moale. Ce e asta? Pentru că este un burete natural, tati. Iar acesta cu siguranță este un sintetic. Vom vedea ce îi place mai mult Mihaelei. Și desigur, încă produse pentru îngrijirea bebelușului, despre care vă vom povesti pe parcurs. Dar eu văd deja, este un șampon gel. Așa, și diferite produse pe care le vom testa pentru prima dată. Și avem și tifon din bumbac, la fel vom spune mai târziu, și produse pentru îngrijirea fundulețului bebelușului. Iar eu am pregătit un termometru pentru apă, căci nu știam că cătița noastră deja are termometru. Dar tu ce ai, Mircea, aici? Am o pălărie de protecție să nu intre apa în față. Wow, noi știm că bebelușilor nu le place când intră apa în ochi. Sigur că va fi ok, doar că uite ce scrie aici, Mircea. Se folosește de la 3 luni în sus. Așa cum Mihaela este încă mică, o păstrăm pentru mai târziu. Dar hai să vedem cum arată ea. Așa. Ia uite, tati, are și protecții pentru urechi. Și... Uite, se închide așa. Pentru diferite dimensiuni. Da, diferite dimensiuni ale capului. Odată ce crește bebelușul, îl face mai mare. Matei este voluntar. Hai să testăm, să vedem. Uite, cam așa trebuie să fie, cred eu. N-am folosit niciodată, dar vom folosi la Mihaela. Și uite, și tati, nu vine. Da, într-adevăr nu vine. Aici este strâns și se duce pe alături. Și nu se duce nici în urechi. Da, da. Dar fii atentă că Matei a pregătit ceva. Vine chiar acum cu jucării? Mami, jucării. Wow! Jucării! Ce multe! Hai că nu am răbdare să văd ce sunt cu ele. Uite, este o bruscuță pe apă. Și ce face ea? O tragi de cădiță. Wow! Și înoată pe apă. Și bravo! Hai mai departe. Și ce mai e aici? Mami! Wow, acestea sunt diferite jucării. Carme, iar aici ce? Este un prosop?
Mami, îmi pune farge. Nu e la știu, nu e protecție. Aripioare, da? Nu sunt aripioare, ci este o carte care pe care o poți lua în cadă. Cifrele! Wow! Cifrele, da! Ne scăldăm și învățăm cifrele! Prima dată văd o carte destinată bebelușului și mai ales că o poți ține apă! Și... Wow! Și este și muzicală! Scoate sunete! Toate este special ca să-i atrage atenția bebelușului, dar și să stea în apă și să învețe din carte. Și să se deprindă cu cartea. Corect. Noi am mai văzut din astea, dar niciodată nu le-am folosit. Iar acestea sunt creioane cu care îi desenezi pe cadă. Și apoi le ștergi simplu, doar cu un burete. Are și ceva în plastic aici. Oare ce să fie el? Cred că scuți creionul. Dar totuși, ele sunt pentru vârstă mai mare. Uite, 24 de luni, 3 luni. Cărțulea este de 4 luni și broscuța pentru copiii care au deja 10 luni. Noi le vom folosi oricum. Când o să o scoateți pe Mihaela din apă, masa e plină cu toate cele necesare, deci să înceapă distracția! S-o aducem pe Mihaela! Într-adevăr, este o distracție pentru toți, pentru noi părinții, pentru copii mai mari, dar și pentru bebeluș, pentru că nu o facem prima dată. Și deja a devenit o rutină! Tate, dar nu uita cum am făcut noi prima dată băiețe Melisei! Mi-amintesc că eram foarte agitat și eram vreo 10 în jurul cădiței. Și cineva zicea că apa e prea rece, altcineva zicea că e prea fierbinte. Dar noi ne-am luat în mâini și am scăldat-o. Iar eu am devenit cea mai mare amatoare de scăldat și de scufundat sub apă. Și să nu uităm că Mircea la început plângea, iar după 2-3 băiețe a îndrăgit și el apa. Iar după aceea nu puteam scoate din apă, căci făcea un bucet de auzea tot blocul. Procesul scăldatului bebelușului. Vom pune pe măsuța noastră o țesătură din bumbac, o pelincuță, pe care o folosim mereu la bebelușii mici. Dar oare știți voi care este de fapt istoria pelincuței în cădiță? Înainte se folosea pelincuța pentru bebeluși pentru că se scăldau în covata în care se frământa aluatul pentru pâine. Iar pelincuța îl proteja de așchiile provenite de la covata din lemn. Haideți să o pregătim pe Mihaela și să-i dezbrăcăm hăinuțele. Ușuriel, atent, pentru că ea încă doarme. Mihaela mai are un pic de alergie, dar deja trece. Probabil că este din cauza medicamentelor, ori pe care tu le-ai luat. Da, mami a luat antibiotice, iar Mihaela niște sirop pe bază de plante și posibil să fie și de la una și de la alta. Așa, iată câte puțin se trezește și Mihaela. Cucuja! Scoatem scutecul, wow, care este destul de plin. Și Mihaela deja s-a trezit și zâmbește. Știe ce o așteaptă, îi place foarte mult băița. Și când vrem să o scoatem, plânge. Acum vedem. Așa, hai să mergem. Când noi le-am băit, temperatura apei a scăzut foarte mult. Iar Mihaela îi place să se scalde în apă mai călduță, să nu fie răcoroasă. De aceea vom turna apă călduță și vom încălzi din nou toate componentele cădiței noastre. Ce, tati, e bine deja? Apa se încălzește, da. Hai să începem. Prima muiem piciorușele ca să se obișnuiască. Așa, ușurier. Și Mihaela, hai să începem. Pentru prima dată, a vrut să plângă, a vrut să plângă și s-au liniștit. A înțeles că este în apă totuși. Și acum toți copiii ne vor ajuta și vom da apă așa peste Mihaela. Ia priviți. Asta e fie cald. Îi place. Am și totuși buretele astea o ridică în sus. O ridică în sus și sunt nevoită să apăs pe el. Mami, dar stai fără griji, pentru că la mijloc ea se duce cât și mai la fund. Stă în apă. Că stă la apă. Da, da. Iar noi avem grijă să o spălăm și să nu-i permitem să răcioască.
Și gata, dorința de a plânge a dispărut complet. Bravo, Matiei! Uite cum ajută Matiei. Dar trebuie să avem foarte mare grijă ca să nu dăm apă peste față. Bine, Matiei? Ce bucuroasă! Foarte bucuroasă! Prima îi spălăm fața, iar după aceea mergem, de fapt coborâm la alte zone. Aici avem un tifon din bumbac pe care îl vom folosi acum și mai avem și tifon cu aloe vera care curățim și ochișorii și fața totodată. Spălăm fața. Așa, știu, știu. Toți bebelușii nu iubesc să-i speli fața și la ochișori îi spălăm așa. Din exterior spre interior. Și aici la fel. Eu credeam că e invers. Da, mulți cred că e invers, dar așa este corect. Gata, gata, așa e. Iar acum spălăm gâtul, subțuori și insistăm aici mai mult pentru că aici se îngrămădesc diferite scame. Copiii mai, bebelușii de fapt, mai regurgitează și trebuie să spălăm toate impuritățile și prin ridicele. Și de la picioare. Așa. Și de la mâini. Melisa are grijă de picioare, iar mami aici sus la mânuțe. Și totul se face destul de rapid, pentru că bebelușul trebuie să stea în apă de la 5 până la 10 minute. Mila! Îi place foarte mult! Sfântgețelul! Vrea să bea apă. Luăm o bobiță de șampon ca să-i spălăm părul. Uite așa. Dacă nu ar fi avut păr, acest proces era trecut. Da, așa cum Mihaela la noi are părul destul de lung și iată acum vom folosi acest burete natural ca să spălăm bine, bine pielea capului, dar nu apăsăm prea mult ca să nu irităm pielea, că e destul de subțire. Așa, ușurel. Mai înainte, tate, noi spălam cu pelincuța. Ții minte? Puneam pe cap și așa spălam ușurel. Foarte ușor. Și gata! Bravo, Mihaela! Uite ce de cuminte! Îți place cărdița, îți place băița! Și desigur, nu uităm de urechițe! Așa, știu că nici aici nu-ți place, dar trebuie să curățim bine, bine, bine! Siguranța bebelușului! Avem și câteva reguli de securitate! Niciodată nu trebuie să lăsăm bebelușul singur în cădiță! Cât de puțină apă nu ar fi în ea! Dacă ai nevoie ca să pleci undeva de urgență, scoate bebelușul din cădiță și pune-l la uscat și după aceea îți poți face treburile pe care ai nevoie. Și foarte mare atenție! O mână niciodată nu trebuie să părăsească bebelușul! Iată noi până avea acest suport, mami permanent țineau bebelușii așa, în mâna stângă, și subțiori. Da, așa niciodată este. Nu are șansa copilul să se rostogolească sau să cadă cumva pe o parte ca să înghită apă din cădiță. Și mereu trebuie să-i turnăm apă peste ea, ca să nu-i fie frig. Așa cum facem acum. Și ia privește, tati, câți ajutori avem. Cu siguranță Mihaela nu îngheață de frig. Iar acum aduc apă curată ca să clătim bebelușul. Îngrijirea după băiță. Cât mami îl scadă bebelușul, eu pregătesc pe masă un prosop și la cap care acoperă și aici aducem pe Mihaela. Tati, și nu uita de pelincuță și ia-le cu tine aici, cât mai aproape să fii, că trebuie să o băgăm acolo. Mihaela este scoasă din apă și deja este citată. Rindis, dăm pelincuța și cu prosopul lui mami. Hai, mami, e pe jos. Așa. Da, plâns pentru că am scos-o din apă. Ați văzut și voi cât de liniștită și cu minte a fost acolo cădița ei nouă. Dar acum se liniștește. Și să vedeți ce bine va dormi la noapte după această băiță. Deci să trecem la îngrijirea după băiță. Băița mereu calmează pe Mihaela, probabil ca și pe toți alți bebeluși. Așa, venim aici la pătucul nostru, măsuța noastră călduță și moale. Și ușurel uscăm bebelușul, iată așa, nu roadem pielea, nu trebuie să fim insistenți cu ștersul. Da, pentru că e suficient așa. Mihaela e aproape uscată, tamponăm bine la încheieturi să nu rămână umed și după urechiușă, cam așa.
Iar acum ce faci, mami? Ștergem urechiușa, dar nu băgăm înăuntru, doar aici, atâta cât vedem, că e suficient. Cam așa. Și gata! Până mami se joacă cu bebelușul, mătii se joacă cu jucăriile bebelușilor. Pornește brăscuța să meargă pe apă. Cum îndată brăscuța noastră! Când era mic, la fel aveam așa brăscuță, doar că se punea cu peiță. Și dar nota mai repede decât aceasta. Asta este așa mai lentă. Pentru că e broasca testoasă, tati. Ei, la voi jucăriile scuipă? Da, scuipă apă. E Dori. La Matei e Dori? Da. La Matei este Dori. Și desigur, cu soluție fiziologică, curățim năsucul. Punem bebelușul pe o parte și picurăm câteva picături, așa. Dar ce face ea să-mi? Curăță de toate mucozitățile uscate și după aceea cu bețișorul cu vată, uite așa, răsucim ușurel aici și cu celălalt capăt aici. Și nu doare și foarte repede. Și nu intră pe adânc. Perfect. Și iată aici avem tifonul ăsta cu aloe vera pe care îl vom folosi pentru a șterge ochișorii. Și facem așa. Hop, e un pic rece. Și gata! Mami, îmbracă repede cu body ca să nu înghețe copilașul! Tot e prima scutecul! S-a cam uitat! Dar până am îmbrăcat scutecul, să prelucrăm fondulețul cu cremă specială! Așa! Bravo! Și acum îmbrăcăm scutecul! Este! Iar acum poți să-mi dai badile, tate! Poftim, mami! Este o procedură mai neplăcută pentru Mihaela, dar o facem destul de repede ca să nu înghețe, cu toate că e foarte cald. Caută Suzeta! A pierdut Suzeta! Iar acum să-i facem un pic de masaj, anume în zonele care avem noi probleme, pentru că Mihaela aici, la picioare, are pielea uscată. De fapt și Melissa avea aceeași problemă, iar băieții nu! Și am luat puțin ulei și masăm ușurel așa piciorușul. Ce faci, mă, de acolo? Te joci? Îți place? Place. Și Mihaelei place masajul. Da. Mami, ține șosetuțele. Mulțumesc. Hai repede să îmbrăcăm. Uite ce micuțe sunt. Unu. G, ai auzit? Și al doilea. Mami, ține pijamaua pe care am cumpărat-o noi. Hai să îmbrăcăm să vedem cum va fi Mihaela în ea. Cu tematică de Crăciun. Da, are un ren aici cu steluțe. Foarte frumos. Hai, Mihaela, dă piciorușul. Mihaela nu prea îi place să fie îmbrăcată, dar acum văd că toace. Stai că vine. Vreau să zică ceva. Dar iată, se liniștește. Uite cum a pus buza. S-a supărat. Cine acolo? Mihaela, Andreea. Mihaela. Hai să încheiem. Putem să o punem puțin și pe burtă. Așa. Hop. Și uite cum zâmbește ea. Uite toate că ridică capul. Wow, Mihaela! Unde te duci? Se grăbește să sărbătorească Crăciunul, tati! Iar acum tăiem unghiile. Tati, mai să uit! Ia privește, avem aici și o pompă de scos bucușorii. Punem în năsuc și dacă are muci, îi extragem. Dar la Mihaela este curat. Foarfeca pentru unghii trebuie să aibă vârfurile rotunjite. Cam așa. Dar eu o piept în cuperia. Fii atent, încet. Ușurel. Ușurel. Ia, vezi ce frumos, da. Uite-te așa cum stă la coafor. Răspățată de frățior. Da? Vai, ce frumos. Și stă cu minte așa. Mami, hai să-i îmbrăcăm și căciulița, să văd cum îi stă. Ok, dar eu văd eu ceva acolo, tati?
Cine se piaptă? Cineva se piaptă, nu? Și ia priviți aici. Ei, vorbi un băițel cu căciulița aceasta, mami. S-o scoatem, da? Da, să-i dăm altă căciuliță. Parcă e mult crăciun mic. Iată așa, e fetiță, drăgălașă. Tati, dar costumul ăsta vostru avea o căciuliță cu reni. Unde este ea? Nu știu, este în odaia la noi. Repizor. Cordonul umbilical. Cât pe ce să uit despre cordonul umbilical? La Mihaela deja a căzut, dar dacă cumva cei care ne privesc au bebeluși și încă nu a căzut cordonul, nu vă faceți griji dacă s-a udat, căci îl puteți usca cu prosopul. De obicei, cordonul cade în maxim 3 săptămâni. La noi a fost diferit la toți copiii, care a căzut chiar în ziua când a venit acasă de la maternitate. La Melissa a căzut foarte târziu, peste 3 săptămâni. Iar Matei ți-a adus căciulița. Căciulița. Hai să îmbrăcăm. Cum e mică, tati. Ține acolo. Tati, e mică, nu mai insist. Dar era frumos. Și somn ușor. Și înainte de somnic, după ce papă lăptic, regula cea mai importantă. Toată familia îi dă câte un pupic. Hai, cine vine să sărute pe Mihaela? Așa, noapte bună! Noapte bună! Vine și Matei! Fuga, 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 fuga! Noapte bună, Mihaela! Iată așa, este liniștită și doarme foarte bine. Apropo, am coborât marginea pătuțului și apropiem pătuțul lângă patul nostru și este mult mai simplu cât este la nivelul patului nostru. Așa e! Noapte bună! Mihaela, somn ușor!